În sfârșit este zi afară, frate. Deja asta a făcut și zi, mamă, nu mai pot. Aul, mamă. Trebuie să-mi încep și o zi foarte frumos. Să mă pregătesc aici, să mai fac niște lecții de pian, ca să mă perfecționez și eu în pianul acesta. Ia mă, frate, să cânt aici foarte frumos. Na. Pentru că vreau și eu să mă perfecționez, să fac ceva cu pianul ăsta, să ajung un pianist de renume, să fiu cel mai bun pianist din lume. Ca chiar asta îmi doresc, mă, frate. Mă, ce pe bune, bă! Da, bă, pe bune! Bă, copile, bă! Bă, nu-mi place! Ia, oprește porcărea asta! Bă, v-l-o dus, bă! Eu zic că nu-ți am chestii! De ce mi-ai luat pianul? De ce nu mă mai să fac ceea ce vreau eu? Eu puteam să fac ceva din chestia asta, dacă devineam cel mai bun pianist și aveai ce îți doreai pe lumea asta. Bă, taci, mă, fii antenă! Pentru asta, uite, pentru asta că m-am enervat, eu vreau să alerg! Hai, îți dau 3 secunde să fugi, ia! Uite, nici nu te înțeleg, tată, nu știi să vorbești, tată, în primul rând. Tu mi-ai luat ăsta pianul și ce facem acum? Bă, eu îți dau 3 secunde să fugi, joaca tu să... 3 secunde să fug, dar de ce să fug? De ce să fug? Pentru că m-am enervat, hai! 1... 2... 2... Doamne, tată, ăsta chiar este foarte enervat, nu știu ce să fac, adică, pe bune, mă, frate, ce se întâmplă cu el, că trebuie să fug, mă, frate, mă, deci chiar trebuie să fug, mă, nu știu care e faza cu tatăl ăsta, este cel mai enervant tată din lume, nu știu, pe bune, adică mă enervează super rău de tot, adică, pe bune, nu știu care e faza cu el, ce tot are de face așa cu mine, frate, trebuie să stai să mă ascund aici, mă, frate, nu înțeleg, mă enervează la culme, mă, frate, nu mai înțeleg nimic din toată treaba asta, ia că mă pun și eu aici, să mă pun să stau și eu la calculat, la televizor, aici, să mă uit la film, la ăsta, foarte frumos. Ce tot ai? Ce vrei să faci? Că nu te înțeleg. Ce tot ai? Ai spart geamul și aici. Ce înseamnă asta, tată? Dacă vede mama, ce? Ha, trebuie să luăm de la capăt. Uitați-vă puțin. Adică tatăl meu stric, practic nu mai am nici pianul, nu mai am nimic. El vrea să mă alerge. Nu știu care e faza. Ce tot vrea să facă? Dar pe bune, vreau să și acum. Vreau să antenă. Eu acum o să dau 3 secunde să fugi. Vreau ca tu să fugi pe geam. Ok, hai. Hai, de ce fugi? Hai, vino aici. Cum adică pe geam? Tată, adică cum pe geam? Ce e aici pe geam? Am pe unde să sar, că nu pot să sar pe acolo. Uite-te, știu că n-am pe unde să sar. Uite, mă, că nu mai enervează. Nu cred că a fost o idee prea bună. Nu cred că a fost o idee prea bună. Trebuie să fug din casă. Trebuie să fug din casă. Nu cred că a fost o idee prea bună. Nu. Trebuie să fug. Gata, gata. Trebuie să duc. Mamă, frate, nu înțeleg ce se întâmplă aici, mă, frate. Dar vreau să scap de tatăl ăsta. Nu vreau un așa tată, strig, mă, tată. Gata, tată, lasă-mă, tată, pleacă. Tată, lasă-mă, nu mă alerga. Tată, lasă-mă în pace. Tată, ce ți-am făcut, tată? Stai puțin, stop. Tată, dar ce ți-am... Dar de ce? Nu te oprești, de ce nu mai... Tată, dar ce ți-am făcut? Spune-mi, ce ți-am făcut, tată? Spune-mi, ce ți-am făcut, tată? Stai, stop. Ce ți-am făcut? Pe fiante, mă, dacă tot ai, eu vreau să te alerg într-un mic de la Hiblon. Hai, fuga, 3, 2, 1 și... Doamne, tată, că nu te mai înțeleg, nu mai înțeleg nimic din viața asta, nu mai, că vreau să scap de tine, tată, nu te mai... Știi ceva? O să-mi spun mamei mele că ești foarte rău și să te pedepsească, ok? Vreau să te dea afară din casă, bine? Ok. Bă, tată, ce se întâmplă aici? Unde am ajuns? Unde am ajuns, tată? Ce se întâmplă aici? Copile, îmi pare rău, am fost un tată prea bun pentru tine, dar acum o să mor. A, foarte bine, mie chiar îmi place, adică nu mie îmi convine, ce să mă, aia mă că te ajut eu, vine că te ajut eu, aia mă, du-te, te ajut, acolo, să te închid aici, să rămâi aici, gata. Tată, dar ce trebuie să facem aici, că nu te înțeleg, spune și mie că ce e asta, ce e aici, dacă dau tot asta, ce se întâmplă aici, ce? Bubuie, ce e asta? Ok, eu mă duc în partea mea, știi ceva, că partea mea e partea mea bună, uite că de parte foarte frumoasă, mamă, ce perla asta albastru, interesant, dar nu mă duc, hei, mă, ce, ok, cam ciudat, trebuie să dau ăsta jos, gata, am scăpat de el, mă, tatu, dar ce e ăsta, poți să-mi spui și mie? Nu știu, bă, Cornelii, Vlăduț, aaa, Skeleton, așa, bă! Tata, ce-mi place aici, avem, Ok, tocmai ce voiam să zic aici îmi place foarte mult pentru că eu am niște bomboane, niște acadele, dar deja nu le mai am pentru că am căzut super, că m-au omorât ăia tăi. Ia uite, mi-am luat câine, să-l pun pe tine, dacă mă super, tata, dacă mă mai super, ia uite ce se întâmplă, câinele ăsta e de partea mea, tu, tată, nu o să mai...
Ia toamne, ajutor! Ia la cadele! Ce fraier ești! Bă, tată, tată, ce faci acolo? Bă, tată, deschide acolo, tată, da, fii atent, tată, nu mai, dar lasă, bă, tată, tată, da, văd că e un final acolo, nu trebuie să așteptăm finalul ăla ca să ne batem la final, să scot tot ce ai tu din cap, că ești un enervant, faci prea rău, ești prea rău. Bine, pa! Da, ce să mai zic, adică, bă, uite, Skeleton, ești, mamă, trebuie să fug. Ia uși, tată, ce faci acolo? Râs de mine, dar lasă. Cine râde la urmă râde mai bine, știi, zic ala aia, tată, dar ce să știi tu, că tu n-ai făcut școala, adică eu nu am făcut școala, dar știu mai multe de... Dar câte, bă, da, am zis că nu mai facem așa ceva, de ce, dai, tată, gata, tată, nu mai, că nu-mi place, că pe bune, ești prea rău, și da, mama, tată, dar măcar eu am o mamă, că eu, cum, pe mama n-am văzut-o niciodată, adică pe bune, și chiar vreau să vorbesc cu ea, că mă super prea rău. Bă, copiii, îmi pare rău să zic, dar tu ești adoptat. Da, și tu e singur, adică tu cum ar veni, dar ce sunt astea, perlă green, ia, opa, mama, m-a teleportat și mi-a dat și viață, dar ce mi s-a întâmplat, mă, cât de tare e asta, ok, avem candy ăsta, dar vedem că nu putem să, ok, cred că acum putem sau nu, ok, să nu ne dea nici asta, bă, ce se întâmplă, bă, bravo, bă, fiule, bravo. Da, bravo, da, ești cam enervant, ești, nu, după ce ești enervant, tată, ești și așa plictisitor, ești prea plictisitor, adică, bă, bune, nu înțeleg, adică, bă, bune, să vede că tu ești singur și... Bă, ce-am primit, bă, nu-mi place. Da, tată, ești prea plictisitor, să vede că ești singur și tu că ai vrut să adopți așa un copil și ai făcut-o, de ce mai... Nu mai zic nimic, deja mă... Nu mai nimic de zis, adică, bă, bune, frate, adică, da, nu, e cel mai bun. Elitra! Am Elitra! Mamă, ce-mi place jocul ăsta! Da, ok, deci tatăl meu, uitați-l la tatăl meu cum face, el trage pârțuri, îl face în astea, adică tatăl lumea e mai copil decât mine, s-o vede, practic, că nu-l vrea nimeni, că e singur și practic a adoptat el copil, așa ceva de genul, și asta este rău pentru mine, pentru că eu... De ce putu... Armură de diamant, da, tată, dar de ce faci așa, tată? Tu te comporți mai rău decât un copil, dar tu câți ani ai, tată? Eu cred că am 12 ani, nu știu. 12 ani? Ok, păi da, adică, păi, da, ok, da, dacă ăsta e tată, nu știu, hai, acum, gata, în sfârșit, tată, dar tu ce faci? Ești cam în urmă acolo, nu știu ce faci tu, dar nu prea te văd bine, nu prea știi nimic, eu, diamante acolo, dar n-am ce să fac cu ele, în fine, ia, ce avem și astea aici, dar nici cu asta n-am ce să fac, mă, dar câte chestii tău, mamă, câte, ok, bă, frate, nu înțeleg, adică, pe bune, vreau și o să ajung la final odată și nu mi se întâmplă absolut nimic, nu știu care este faza, dar este o chestie mult mai interesantă, pentru că o să fie ceva super, super enervant, adică, cu tatăl meu, adică, uitați-vă puțin, ai, ele, cel mai fai, adică, eu chiar n-aș vrea să... Am apropiat, ok, deci eu chiar n-aș dori la nimeni, ar fi cel mai rău lucru ca să aibă un așa tată cineva, adică, bă, uitați-vă puțin la el, ci tată, ce... Easy, tata, ce face? Că-ți fac ăla cât de fraier ești, tata, nu, acum ai pierdut tot, vezi, bă, ți-am zis cine râde la rău. Bă, da, bă, frate, dar Elitra e stricată, frate, eu ești rădătoilei. Da, ce să nu știu, cine râde la urmă râde mai bine, vezi, tu dacă nu prea... Da? Dacă tu nu știi cum să te comporți, uite, eu am o sabie, acum tu nu știi să fii, tata, tu nu știi să te comporți... Cred mai bine tot ce am sincer, dar nu mai contează asta pentru că mă duc din nou aici și sar aici și acum o să-mi dea cele mai șmechere lucruri. Avem aici, bă, porchi foarte frumos, avem aici niște porchi, nu știu ce să fac cu ele. Porchi, la mine, porchi, hai la mine, hai la mine, porchi, da, cine crezi că vine la tine, că tu ești urmă, mamă, câți porchi am aici, bă, dar chiar, ia mă, dă și mie o sabie din ăsta ceva, ok, deci mi-a dat un pick, e ok și ăsta, mă rog, dar în fine, ia că arunc pe ăsta, arunc și pe ăsta, nu, bă, dă-te la parte, bă, nu, că nu e ok, gata, și ăsta ce caut aici, bă, frate, ok, gata, am scăpat și acum hai să le luăm pe astea, să le luăm și noi aici să avem ceva, frate, că n-avem absolut nimic și nu știu ce să mă fac. Bă, dar dacă iar îmi dă niște scheleton din ăștia, mă, du-te, mă, dați-l la o parte, mă, dă-mă. Armură de diamant, easy, am armură de diamant și tu n-ai. A, nu am, da, am și eu acum, nu? Că nu am, nu? Nu, că ești fraier. Păi de unde știi tu că nu am? Că am și armură de diamant, am de tot, tu n-ai nimic, adică, pe bune, eu o să câștig 100%. A, ce, ai tu armură de diamant, ok, dar știi ce am eu? Eu am un, nu zic ce am, am ceva super, super tare, ce tu n-o să ai nici tată și n-ai cum să mă bați, dacă tu n-ai cum, e atâta, zic, ești, nu o să faci nimic, absolut nimic, nu o să te descurci absolut deloc, nu o să reușești nimic în viața asta, tu nu o să reușești absolut nimic, tată. Bă, taci, frate, că dacă nu, ești adoptat, dacă nu taci. Păi ai mai zis o dată asta și ce, ce, what? Mamă, ce dansă de viteză am, cât de tare e. Mamă, câte chestii am aici. No, ok, nu, cred că trebuie să-mi singura, că deja se întâmplă niște chestii cam nașpa ceva, ce n-ar trebui să...
Se întâmple, am pierdut totul, frate, am pierdut totul, frate, chiar am pierdut totul, pe bune, la modul cel mai serios. Să vede, uitați-vă, tatăl strict, adică n-am ce să mai fac, am pierdut totul, nu mai am nimic, mai am acum un iron de pic, și de aici că nu-mi pică nimic, o salamandră, ceva, că să nici nu mai pot să mai ajung aici sus, pe cam asta a rămas, tata, dar tu nu poți să vii odată deasus și aici, așa, să facem și noi, să ajungem la final, nu? Nu! Nu, nu poți, dar lasă că mă duc eu și o să pot să vii și tu, mă, gata. În primul rând, gata, în sfârșit am ajuns, tata, mai alergat destul, ok, deci tata, fii atent, mai alergat destul, ai zis că mă alergi, ok, bă, ce fac? Nu, 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 dar nu, 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 o să mor. Ok, bine, gata, lasă, cine o să moară? Eu o să mor, da? Eu o să mor, lasă, 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 că să vezi tu, o să vezi tu acum, o să vezi tu acum, cine o să moară? Fii atent, fii atent că vin după tine, dar tu, așa, 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 ai chef de alergat, ai chef de alergat, aha, cine a câștigat, cine a... Frate, dar nu, bă, dar nu înțeleg, frate, bă, dar tu ai, fii atent, nu-i minu, știva, fiule, pentru asta ești plinit, ok, fără gagici, fără calculator și gata, ai înțeles, hai, lasă-mă în pace. Cum adică fără calculator? Din nou fără calculator? Cum adică fără calculator? Cum? La ce nu pasă, pe antenă. Nu mai vreau o rundă, ok, mai vreau o rundă, ok, mai vreau una. Mai vrei o rundă? Ok, bine, mă pun aici. Și atent, dacă runda asta, deci fii atent, tată, trebuie să începem cât mai rapid, repede, speedrun, primul care începe, gata, s-a terminat, ok? Ok, și eu nu pasă, pentru că oricum ești adoptat și cred că te-ai dus. Da, da, mai, sincer, mai bine nu mi se mai întâmpla așa ceva, linger, adică dacă să ajung pe mâinile tale, care tu ești un tată groaznic, toată lumea știe asta, adică pe bune, n-am nimic în... N-am, nu, n-am ce să mai zic, adică pe bune, ce să mai zic altceva decât asta? Da, ok, am înțeles. Da, wow, ce poți să mai zici și tu? Că tu ești mai rău decât un copil. Tu crezi că ești mai rău decât un copil de la de 2 ani. Tu ești mai rău. Uite, și acum, dar ce faci? Am zis că frate, nu trebuie să mai dai cu așa ceva. Am zis să nu mai dăm cu așa ceva. Vrei să vină acolo peste... Așa, așa, bravo, tu te acolo, vezi dacă ești fraier, tată, nu, 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 nu știi nimic, n-ai treabă să... Să vede că e singur, tată, adică, pe bune, cine ar sta cu un om ca tine, la cum ești tu, adică, pe bune, sincer, n-am văzut ceva serios, ar sta cineva ca tine, ce... tu ai sta cu tine, tu dacă ai fi o, tu dacă ai fi o femeie, ai sta cu tine în halul ăsta? Da! Păi, da, da, și râși și tu, pentru că n-ai sta normal, adică, cine ar sta, că și tu ți-ai dat seama cât de rău ești tu, așa... Am zis că nu mai... Ați mai pomenit un tată să fugă de copilul lui propriu, adică pe bune. Bă, gata, am zis... Tata, da, am zis că nu mai facem așa ceva, nu putem să ne... Fortnite, Fortnite, stai, fii antenă, Fortnite! Stai! Ok, da? Da, bine, dacă tu vrei să ne batem, acum o să te duci, gata, așa, dacă tu n-ai vrut cum am vrut să, cum am zis eu la început, să ducem practic să ne batem fix la final, dacă tu ai vrut să fie așa, ok, să fie ca tine, eu o să mă duc, o să câștig finalul, o să ajung chiar acum, o să ajung direct acolo la final, nu o să te aștept și o să câștig tot. Easy, frate, copile. Da. Easy. Bă, dar tu pe bune, tu chiar ești tată să ești un copil, gen, nu te înțeleg, adică pe bune, ce-i de faci așa? Ești mai rău decât un copil de 7 ani, adică pe bune. Da, ok, da, bă, ăsta este tatăl strict, practic. N-am mai pomenit așa ceva, sincer, n-am mai pomenit nimeni așa ceva, adică pe bune, dacă stai tată... Mamă, cât de tare chestia asta, lasă, bă, putem să mergem, lasă-mă să ajungem la final, că o să se plictisească oricine de tine, adică pe bune, părnele, să plictisește oricine de tine, hai să ajungem la final, copile, să ajungem la final, să fie partea cea mai interesantă, să facem și noi ceva, nu să stăm degeaba aici. Ok. Păi da, ok, exact, asta am zis și eu, atât, ok, gata. Mamă. Easy. Mamă, ce chestii am. Păi nu, ce easy. Cam eu niște chestii ca lumea de care tu n-ai să scap niciodată, pentru că să fie ceva super. Ok, easy. Ce easy. Tata, eu am ajuns la final. N-am nimic acum, pentru că am murit. Dar, oh, mamă, fii atenție, am aici la final. O să câștig super mult. O să te bat 100%. Pentru că tu dacă stai acolo, aia e, pe mine nu mă interesează. Eu practic o să câștig. Mamă, ce mi-a picat și eu stau foarte, foarte frumos. Ei bine, o să mă duc și pe partea asta. Dacă tatăl meu nu vine, nu știu ce tu faci acum. Dar tu pe unde ești? Băi, eu sunt aproape de finish line. Da, ești aproape de finish line, ok? Ok, baby. Da, ok, da. Și eu mă duc direct la finish. Gata, atât a fost. O să zic că ai pierdut. Gata, atâta. Ultima ta. Ultimele tăi momente în viață când o să mai fii și nu o să mai exiști niciodată, pentru că nu o să mai exiști niciodată. Ok. Ok, gata. Ți-am dat foc. Și acum începem bătălia. Ce bătălie?
ne acimi bătălea, easy, tu ești un fraiere și eu sunt Rafa, ăsta, eu sunt Cornel, easy. Aolea, tată, în sfârșit, bine că m-am ieșit acasă, că nu mai suportam să stau acolo, adică, pe bune, m-am enervat destul, adică nu puteai să ne mă mai duci din nou la fața ascunsulea, nu puteai să mă duci acolo din nou, nu să continuăm, că tu te-ai ofticat data trecută, nu puteam să ne ducem să continuăm, nu? Easy, a fost prea easy. Da, ok, mama, cu cine să te mai înțelegi, frate? Na, nici nu mai am pian, dar lasă că mă duc eu la calculator să mă joc, mă duc eu acum să mă joc pe calculator, mă duc foarte frumos să mă joc acolo, pe calculator, frate, adică, ce, dar ce... Da, ce dorești, tată? Să te culci. Ok, mamă, n-ai cu cine să te mai înțelegi, frate, în casa asta, deja n-ai cu cine, bă, frate, nu înțeleg cum am ajuns în familia asta, de fapt, nici o familie, e doar omul acesta care este singur, nici măcar nu este tatăl meu, este, cred că ăsta, ce e tată care e, eu abia, e, nu știu, cred că are, abia, e, nu știu, e copil, mă, frate, adică nu e tată mare, mă, nu e, adică, cred că abia a ajuns, nu știu, la 18 ani, 19 ani, 20, da, nu știu care e faza cu el, dar să cred el, prea și chiar nu știe așa strict să vede că n-are cine să stea cu el, adică pe bune, să vede că a adoptat un copil și el singur, că n-are cu cine să-l crească, adică n-am văzut-o pe mama mea niciodată pe aici și el, uitați-o la el cu mine, adică pe bune, v-ați crede că acesta este chiar un tată adevărat, că ar fi un tată sau chiar v-ați dori așa ceva, eu zic că nu cred și eu nu mi-aș dori și aș pleca acum din casă, ceea ce o să fac, o să plec acum pe ușă foarte frumos și o să-mi iau la revedere de la tatăl meu, tată, o să-mi iau la revedere, eu o să plec de acum, ok? Ce faci, mă, tu? O să plec, ce să mai fac aici, tu crezi tu că ești tatăl meu? O să mă duc acolo unde m-ai luat și o să te spun cum te comporți tu. Ok, dar fii antenă, ia ăsta, uite. Ce? Și acum pleacă de aici, acum pleacă de aici. Ok, mulțumesc pentru mâncare, cam aia a fost, pe bune, frate. Deja pot să plec așa liniștit, să revin la viața mea normală, mă duc acolo, mă duc la altcineva, mă refac eu viața, o să mă duc și eu să cânt cu astea cu pianul, o să-mi refac eu viața altundeva, mă duc, cânt cu pianul, o să devin un foarte bun pianist și nu o să mai am treabă cu tatăl meu, pe care nici măcar n-aș fi vrut să mai am vreo treabă cu el. Dar da, a fost cât frumos cât a durat, bine, n-a fost frumos absolut deloc, a fost cel mai strict lucru, cel mai groaznic viață. Cred că, da, pe bun, nu mai, acum o să-mi refac eu viața așa cum o să fie, de la bun început și o să fie super, super frumos. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.